Cercetătorii au descoperit care este băutura care hidratează cel mai bine organismul și nu este apa. Un studiu efectuat de către o universitate din Scoția arată faptul că nu apa este cea mai hidratantă băutură. Apa plată și cea minerală ajută foarte mult organismul, mai ales atunci când este caniculă, dar pentru o hidratare rapidă, băuturile cu puțin zahăr, grăsimi sau proteine fac o treabă mult mai bună. Un profesor de la Facultatea de Medicină susține că totul constă în modul în care organismul nostru reacționează la băuturi. S-a constatat faptul că laptele, cu toate că are în compoziție grăsimi și proteine, este mult mai hidratant decât apa. De asemenea, soluțiile de rehidratare orală pot conține și cantități mici de zahăr, sodiu și potasiu, care și ele ajută foarte bine organismul deshidratat. Adulții care nu sunt suficient dehidratați ar putea îmbătrâni mai repede, se pot confrunta cu un risc mai mare de boli cronice și ar avea mai multe șanse să moară mai devreme decât cei care se hidratează bine. Rezultatele se bazează pe date colectate pe parcursul a 25 de ani de la peste 11.000 de adulți din Statele Unite ale Americii. Participanții au participat la primele vizite medicale la vârste cuprinse între 45 și 66 de ani, apoi au revenit pentru controle de monitorizare până la vârste cuprinse între 70 și 90 de ani. Cercetătorii au analizat nivelurile de sodiu din sânge participanților ca indicator al hidratării, deoarece concentrațiile mai mari sunt un semn că, cel mai probabil, aceștia nu consumau suficiente lichide. Cercetătorii au constatat faptul că participanții cu niveluri ridicate de sodiu în sânge au îmbătrânit fiziologic mai repede decât cei cu niveluri mai scăzute, ceea ce s-a reflectat în marcării de sănătate asociați cu îmbătrânirea, cum ar fi tensiunea arterială ridicată, colesterolul și glicemia, relatează Antena 3.ro.